Frecvența pulsului în stare de repaus vă permite să evaluați cât timp mai aveți de trăit. Există indicatori mai preciși ai riscului de deces, cum ar fi indicele de calciu coronarian. Frecvența cardiacă în repaus poate oferi de asemenea o perspectivă asupra riscului de deces. Vorbim despre decesul nu doar din cauza bolilor cardiovasculare, ci din orice cauză. După cum au arătat rezultatele unei meta-analize, mortalitatea crește cu 9% pentru fiecare 10 bătăi ale inimii pe minut în repaus. Dar ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că la un ritm cardiac scăzut, de exemplu 45 de bătăi pe minut, riscul de deces este scăzut. Dar dacă ritmul cardiac este ridicat, să zicem 90 de bătăi pe minut, riscul de a muri din orice cauză este mult mai mare. Așadar, are sens să vă monitorizați ritmul cardiac în repaus. Nu doar pentru a vă înțelege starea, ci și pentru a face ceva pentru a-l reduce. La sportivii foarte bine antrenați, o frecvență cardiacă în repaus undeva în jur de 40, 45 sau chiar 50 este foarte scăzută, în timp ce la persoanele cu boli cardiovasculare, cum ar fi boala cardiacă ischemică, aritmiile, hipertensiunea, frecvența cardiacă în repaus este de obicei ridicată, ceea ce crește riscul de mortalitate. Dar vreau să fac un avertisment. Dacă luați medicamente care vă scad ritmul cardiac, o astfel de măsurătoare nu vă va spune prea multe. Avem nevoie de ritmul cardiac în repaus, fără nicio manipulare sau influență. Aceasta va fi valoarea corectă. Într-un alt studiu s-a constatat că la femeile aflate în postmenopauză cu o frecvență cardiacă în repaus de 76, comparativ cu femeile cu o frecvență cardiacă mai mică, au un risc mare de atac de cord cu 26%. Mai pe scurt, este un fel de indicator. Nu oferă o imagine completă, dar merită luat în considerare. Acest test nu costă nimic, trebuie doar să vă simțiți pulsul cu degetele și să numărați numărul de bătăi pe minut în timp ce vă uitați la ceas. Așadar, ce controlează ritmul cardiac? Tonusul nervului vag. Nervul vag este foarte lung, el iese din trunchiul cerebral și trece prin multe organe, inclusiv prin inima, vasele de sânge ale acesteia și ceea ce controlează ritmul cardiac. Acest nerv vag este controlat de sistemul nervos parasimpatic. Este responsabil pentru odihnă și digestie, ca să spunem așa, un factor intern care reduce activitatea și ajută la recuperare. De exemplu, dacă vă antrenați foarte activ timp de un minut și vă verificați pulsul înainte și imediat după antrenament, când acesta este ridicat, apoi măsurați-vă pulsul un minut mai târziu, apoi 2 și apoi 3 minute mai târziu. Cu cât ritmul cardiac scade mai repede, cu atât mai repede vă recuperați și cu atât mai puternic este tonusul nervului vag, care este sistemul nervos parasimpatic, acționând ca o frână. Același lucru este valabil și pentru ritmul cardiac în repaus. Sistemul nervos parasimpatic ar trebui să mențină ritmul cardiac scăzut. Acesta este sistemul de recuperare. Așadar, cum puteți întări tonusul nervului vag și al sistemului nervos parasimpatic? În primul rând, exerciții fizice regulate, dar există câteva momente. Trebuie să vă recuperați pentru că, dacă exagerați, capacitatea de recuperare va scădea. Așa că asigurați-vă că nu vă supra-solicitați. Următorul punct este somnul. Da, recent am început un experiment. Pur și simplu am început să dorm mai mult. Acum dorm până la 9 dimineață și chiar îmi place. Obișnuiam să dorm până la ora 6 în fiecare zi și întotdeauna am crezut că nu am nevoie de mai mult, că pot să trag un pui de somn dacă este necesar. Dar acum, cu mai mult somn, mă simt mai bine. Funcțiile cognitive și starea de spirit s-au îmbunătățit remarcabil. Cred că ar trebui să încercați și dumneavoastră. Un somn mai lung ajută la recuperare, mai ales pentru inima. Următorul punct ar putea șoca multe persoane. Postul. Deși următorul s-ar putea să nu șocheze la fel de mult, consumul redus de carbohidrați. O dietă săracă în carbohidrați plus postul întărește sistemul nervos parasimpatic. Treceți la modul simpatic, luptă sau fugi, la o stare de recuperare mai calmă. Apropo, cu o dietă săracă în carbohidrați consumați mai puțin zahăr, iar zahărul rafinat vă privează de două lucruri care joacă un rol în controlul pulsului dumneavoastră. Unul dintre ele este potasiul. O deficiență de potasiu poate duce la creșterea ritmului cardiac, iar unul dintre motivele unei astfel de deficiențe este consumul de zahăr rafinat și de cereale rafinate. Potasiul este un mineral cheie care ajută la scăderea ritmului cardiac. Trebuie să obțineți suficient potasiu din alimente precum verdețuri și legume sau prin suplimente de vitamina B1. După cum v-ați dat seama, un alt element important este vitamina B1, iar deficitul acesteia poate duce de asemenea la creșterea ritmului cardiac. Interesant este că zahărul rafinat nu privează și el de vitamina B1. Pentru cei care consumă mai mulți carbohidrați, au nevoie de mai multă vitamina B1. Diabeticii cu un nivel ridicat de zahăr în sânge au nevoie de mult mai multă vitamina B1. Altfel, ochii, rinichii,
genunchii, inima și creierul lor vor avea mult de suferit. Vitamina D este excelentă pentru a reduce atât ritmul cardiac, cât și tensiunea arterială. O deficiență de vitamina D poate provoca o frecvență cardiacă ridicată și o tensiune arterială ridicată. În cele de urmă, încercați să vă mențineți nivelul de stres cât mai scăzut posibil. Este mai ușor de spus decât de făcut, dar este important. În comentarii spuneți-ne ce subiecte ați dori să vedeți pe canalul nostru, spuneți-ne ce probleme de sănătate trebuie să fie abordate mai des în videoclipurile noastre și nu uitați să vă abonați la canal. Pe curând!